Elevi, părinți emoționați și prieteni cu flori în mână s-au adunat în curtea Colegiului Național Silvania la festivitatea de absolvire. Elevii de clasa 12 s-au strâns pentru ultima oară la Careu, au cântat Gaudeamus și au predat cheia liceului colegilor din clasa 9. Am stat de vorbă cu șefa de promoție de la CNS, Alexandra Mureșan, care a reușit să termine liceul cu media 10. Ai încheiat cei 4 ani de studiu cu media 10 și e șefă de promoție la cel mai bine cotat liceu din Sălaj. Care a fost secretul tău? Cred că m-am refugiat în învățat și a fost nevoie de multă, multă muncă, de dăruire, dar și de renunțări și poate că fără sprijinul profesorilor, a familiei și a prietenilor și colegilor mei, nu aș fi reușit acest lucru. Au fost tot timpul alături de mine și m-au susținut și îți dă foarte mult curaj în tine. Care este planul tău de viitor? Vreau să obțin și la bacalaureat o notă foarte bună și să mă înscriu la o universitate. După încheierea studiilor superioare te vei întoarce în Zalău? Nu știu, mi-aș dori să rămân în Cluj, să îmi găsesc acolo ceva, sunt mai multe oportunități, dar nu se știe niciodată, sufletul tinde spre locurile natale. Și pentru că e campanie electorală, politicienii s-au înghesuit la festivitatea de absolvire, plictisind pe alocuri audiența cu discursurile prea lungi pentru căldura de afară. Oaspetele de marcă al evenimentului a fost fostul premier, liberalul Călin Popescu-Tăriceanu. Sunteți tineri, sunteți optimiști și probabil că astăzi vă dați seama mai puțin, dar cu timpul o să realizați că cea mai bună investiție pe care ați putut-o face vreodată a fost aceasta, a învăța. Francezii spun că este bine ca discursul să fie suficient de lung, comparându-l cu rochia unei doamne, cât să acopere subiectul, dar suficient de scurt cât să stârnească interesul. Au mai fost prezenți la festivitate, printre alții, prefectul Chișilona și primarul Radu Căpâlnașiu, deputatul PNL Mirel Talos și inspectorul școlar general Ioana Brodan.